Bună și îmi pare tare bine să vă revăd pe acest canal de beauty. După cum puteți observa, astăzi vom recrea acest look. El face parte din categoria Bridal Issue pe care am început-o anul acesta, însă după cum puteți să vă dați seama și singurele, puteți să-l purtați machiajul pe el. Puteți să-l purtați oriunde vă doriți voi, la o nuntă în calitate de mireasă, de domnișoară de onoare, de invitat, ce vreți voi, habar n-am, la un festival și bineînțeles că o să creăm împreună și părul ca să vedeți exact cum am ajuns la lucrul acesta. Așa că fără alte introduceri, am să vă las să vă speriați în continuare de cum arătam eu înainte să mă aranjez. Trebuie să recunosc că a trebuit să rearanjez un pic zonele astea din față. Mi se păreau un pic în toate direcțiile, dacă este și ăsta un mod de a le descrie. În tot cazul, puteți să faceți chestiile astea din spate mai strânse sau mai lăsate, în funcție de cum vreți voi. Părerea mea este că ar trebui făcute ceva mai strânse și apoi să trageți de ele și să le lăsați messy, pentru că în felul ăsta o să obțineți coafura așa zăpăcită cum o am eu acum și să pară așa că doar ai pus două agrafe în păr și arată super drăguț, dar în același timp cu cât sunt mai multe elastice, cu atât părul tău o să stea cu siguranță în loc și nu o să cadă. Și acum să trecem la treabă. Primul produs pe care vreau să îl aplic este un SPF 50 de la La Roche-Posay. După cum puteți observa, cu siguranță am obținut o expunere la soare fără SPF, într-un mod în care nu mi-am dorit-o. N-a fost intenția mea, dar asta se întâmplă când ești negligent. Nu doar că te ajută ca în ziua respectivă, care probabil va fi una cu soare dacă vorbim despre o nuntă, să stai un pic departe de posibilitatea de a te înroși fără să îți dorești, dar o să te ajute și cu zonele uscate sau care se decojesc de pe fața ta în cazul în care ai pielea arsă, cum am eu acum. Nu o să aplic niciun fel de primer, dar am să folosesc fondul ăsta de ten de la Benefit, Hello Happy Flawless Brightening Foundation, din care am ales nuanța 3, care în mod obișnuit îmi e o idee cam închisă, însă exact, pe aici sunt mult mai închisă decât mi-aș fi dorit eu. Un mic truc, atunci când aveți pielea arsă, uscată, când vedeți că aveți cojițe sau după o expunere la soare, cum am eu aici, cel mai bine ar fi să încercați să aplicați fondul de ten prin mișcări de tapotare, eventual cu degetele sau cu un beauty blender. Dacă veți folosi o pensulă sau veți avea mișcări din asta de ștergere pe față, pe aici, pe acolo s-ar putea să decojiți pielea, care oricum în timp se va decoji, dar pe moment nu o să faceți altceva decât să vă stricați tot look-ul, pentru că, cel puțin în zona nasului, o să vedeți că pielea mea în continuare se decojește. Trec mai departe la sprâncene și am să folosesc Foolproof Brow Powder, am aici nuanța 3, pensula de la Benefit și încerc să îmi refac forma aceasta. E o perioadă în care nu m-am pensat, astăzi am programare, dar ca idee, atunci când nu sunt pensată, ce-mi place să fac este să definesc foarte bine forma de jos a sprâncenei. Îmi fixez sprâncenele cu 24 Hour Brow Setter. Nu o să folosesc primer, o să pun puțin fond de ten, pe care îl voi fixa cu această pudră de la Benefit, Hello Happy, nuanța 2 de data asta, pudra pe care deja am desfăcut-o. Pentru că vom face un machiaj cu mov, celebrul mov pe care îl vor foarte multe mirese în ziua nunții. Într-adevăr, movul este o culoare care complimentează foarte, foarte multe tonuri de iris.
O să folosesc creionul ăsta de la Zoeva. El se numește Graphic Eyes Regency, nuanța Dumnezeu cu Mila. Cred că Regency asta este nuanța. Și îl aplic așa, începând cu zona asta a ochiului, să zicem două treimi din linia genelor. Voi face o liniuță și merg cu această culoare un pic în sus, în exterior și în interior. Deschid ochiul și încerc să duc această culoare pe o direcție de eyeliner. Și aici la fel. Dacă asta a fost pensula de la Zoeva 230, am să merg la surata ei ceva mai mare și am să iau pensula de la Zoeva 231 și cu fardul Teddy din paleta Huda Beauty Nude. Am să vin un pic deasupra acestui mov, așadar nu pe el, și am să încerc să creez o culoare pe ploapa mobilă, care ușor-ușor să se piardă în nuanța pielii mele, care se va regăsi ceva mai sus. Promit că veți înțelege mai ușor dacă urmăriți imaginile. Încercăm să estompăm marginile cu aceeași pensulă sau puteți oricând să luați o pensulă mai mare de blending. Venim cu fardul ăsta și pe ploapa de jos. Practic, facem un sandwich. Mă întorc la pensula 230 și cu fardurile Spanked și Love Bite am să vin să întăresc acest creion cu mișcări de tapătare. Urc ușor cu aceste nuanțe și spre culoarea mea de tranziție. Și acum fac din nou trecerea la creionul la pensula 231 și încerc să mai estompez un pic marginile acestui mov. Am revenit la mov-ul meu de câte ori am simțit nevoia, mai exact atunci când vi se pare că se estompează foarte mult din culoare sau alte situații de genul ăsta. În condițiile de față o să vedeți că o să mai venim cu un eyeliner negru subtil peste acest negru, doar ca să mai conturăm încă o dată linia genelor și pentru asta am nevoie ca în zonele de extremitate mov-ul meu să rămână totuși cât mai vizibil cu putință. Voi folosi acum Fenty Beauty Flyliner în scopul mai devreme menționat. Să știți că am făcut switch-ul la niște mov-uri mai drăguțe, exact astea două, Wild Heart și Hell Ride, nu știu de ce vreau să zic Hell Ride, Hell Ride aici, care sunt din paleta Born to Run de la Urban Decay. M-am un pic dezamăgit Uda de data asta. Și pentru că am schimbat paleta, acum am și un negru, se numește Jet, din paleta Born to Run și l-am luat pe pensula asta mică de la Rublof și încerc să întăresc un pic zona asta de negru. În momentul ăsta tot ce vreau să fac este să corectez cu concealer și fond de ten liniile care nu arată cum doresc eu și să conturez fața. Iar lucrurile astea am să le fac Fenty Beauty, Matchsticks, nuanțele Ivory și Espresso. Mai am ceva fond de ten, așa că am să tai foarte precis eyelinerul. Pentru că îmi doresc ca zona asta de aici să fie foarte șarp, chiar dacă aici am fard. E momentul să folosim pudra de la Benefit, cum vă ziceam mai devreme, nuanța 2, pentru a fixa toate produsele cremoase de pe față, dar mai ales zona ochilor. Mi-am luat o pensulă mai micuță pentru zona asta, pentru că urmează să vin aici și să fixez linia aceasta de concealer pe care am pus-o
și faci asta mult mai bine cu o pensulă mai micuță și mai sharp atunci când vrei să ai locuri care să rămână cumva perfect drepte. O să folosesc acum stick-ul celălalt de la Fenty cu pensula de la Zoeva, care nu este o pensulă, este 127, dar nu este o pensulă în principiu pentru produse cremoase, dar am folosit odată această pensulă cu stick-ul ăsta și rezultatul a fost super drăguț și subtil. Acum vom folosi acest produs de la NYX, Born to Glow, este un iluminator în nuanța 03 Warm Strobe. Arată superb, dar trebuie aplicat într-o cantitate foarte, foarte micuță. Ce-mi place mie să fac este să iau cu pensula de pe capac și apoi să pun un picuț pe mână ca să mă asigur că am deșertat toată cantitatea de care nu am nevoie. Și îl aplic pe ten. Este un iluminator foarte cald, adică are și un pic de culoare și tocmai datorită acestei culori îmi permit să îl folosesc ușor și pe post de blush, poate chiar de bronzer, așa că nu o să mai avem niciun fel de altă culoare în pomeți. Am să aplic o mascara, iar aceasta este Roller Lash de la Benefit. Mascara foarte frumoasă, dacă mă întrebați pe mine. Foarte intensă culoarea. Foarte drăguț aplicatorul, mi se pare că îmi desparte genele foarte bine. E un produs mai degrabă pentru alungire decât pentru volum. Am să aplic un set de gene false, genele mele obișnuite de la Mink Lashes. Modelul este Party Starter, nu, It Girl. Pe buze am să aplic același iluminator de la NYX pe care vi l-am lăudat pentru ten. Și o să fac asta cu pensula asta. După care o să aplic rujul ăsta de la Fenty, Fenty Glow Gloss Balm. Și dacă vreți, putem aplica acest creion pe conjunctivă. Dar încercați să nu mergeți chiar pe toată conjunctiva, ci să vă opriți undeva pe la jumătate, să pară că se pierde cumva această nuanță. Așa arată acest look. Mie mi se pare că este foarte, foarte drăguț. Are o mică culoare acolo pentru acelea dintre voi care nu vă doriți să fiți complet nude, însă este foarte, foarte subtil și romantic în același timp. Asta e părerea mea. Sper că v-a plăcut acest tutorial. În cazul în care nu v-a plăcut, sunt curioasă ce ați vrea în perspectiva voastră să schimbați la el. În cazul în care v-a plăcut, sunt curioasă dacă vreți să îl recreați și unde îl veți purta în continuare. Ar putea să fie la un festival, ar putea să fie la o nuntă, ar putea fi domnișoare de onoare, ar putea să nu. I don't know. Tell me about it. Sunt încântată de acest look, așa că am să închid această cameră și am să merg să mă bucur de el ducându-i lui Eugen costumul la curățătorie. Pentru că nu e chiar de voluntă și noi. Pa, pa!